doamnelor și domnilor, Maria Constantin și logodnicul ei, Robert Stoica! Măi, simpaticile, bine ați venit la noi! Bine ați venit! Robert, îmi pare bine să te cunosc! Bună, Robert! Bine, Maria! Bine, sunt, îmi pare bine! Bine v-am găsit. Pe covorul roșu, ați păi înțeles, da. Înainte de orice, arătați absolut superb. Mulțumim frumos. Felicitări pentru marele eveniment și ca să povestim mai multe, vă invităm să luăm un loc la canapeluță. Cu mare drag. Că ne-am dorit să aflăm mai multe despre acest eveniment și evident că prima întrebare este simplă. Cât mai avem până la nuntă? Da, că s-a terminat cu aprilie, e aproape terminat. E gata, ce să mai, iunie, iulie și pe 4 august, 3 luni. Pe 4 august, nu. Știi ce-mi exprimă când aud, mai avem puțin până la nuntă, îmi exprimă stres, nervi, lucruri care nu merg perfect. Cum sunteți cu pregătirile? Păi uite, întreabă-l, că noi ne-am organizat destul de repede, adică cred că în 2 săptămâni am nici rezolvat. Cred că nici 2 săptămâni. Serios? Da, pentru că am zis că în funcție de toți invitații și mai ales că fiind în domeniul muzical, am foarte mulți colegi care vor vrea să vină să participe la nunta noastră. De asemenea, nașii noștri, Rustem și Cristiana, sunt și ei tot în domeniul muzical, cu nașul lor, Adrian Minune, și cu toată familia. Și... deci am spus cumva data ca să fie toată lumea prezentă și toată lumea să poată veni. Da. Zi un număr așa. De la 1 la 7, 14. Câți oameni crezi tu că vor veni la nunta lor după tine, așa? 359. Încercăm să estimăm. Stai, dau și eu. Un 700, la cum povestești. Câți invitați o să aveți? Vreau să întreb unde se întâmplă evenimentul, ca să știm. Că după aia se triază sau ce? Câți oameni vin? Vor fi maxim 250 de persoane. Deci să ai noroc să intri pe listă. Nu este vorba doar despre noroc. Este vorba că am zis să facem ceva mai restrâns. Inițial ne gândiserăm undeva la 100-150 de persoane. Nu-mi doream ceva foarte mare. Dar dat fiind faptul că avem foarte mulți prieteni, dacă chemăm pe cineva dintr-o gașcă, trebuie să chemăm toată gașca. Încep să pui pe hârtie. Da, bineînțeles. Ați văzut cum crește exponențial așa, de la așa se face așa și așa. Într-adevăr avem și familia mare, adică rude, surori care sunt în Italia, trebuie să vină. Mă rog, avem. Oricum, avem. Este un eveniment important pentru voi și aș vrea să-l întreb pe Robert. Robert. Mamă, da, Maria. A fost Maria dragostea ta la prima vedere? Nu știu dacă la prima vedere, că îți dai seama, eu știam mai de mult, adică o vedeam și la televizor și nu pot să zic la prima vedere. La televizor e altceva, când ai văzut-o tu așa în carne și oase. Eu mai văzusem la evenimente. Am înțeles. Și ți-a plăcut așa, ai simțit ceva? Da, un fior. Clar. Maria, zi-te așa, jucăși la el. Băi, nu mă uit, pentru că știi de ce? La noi a fost, chiar a fost dragoste la prima vedere, sau mai bine spus, cred că atracție la prima vedere. Mm-hmm. Atracție. Da, pentru că de când ne-am întâlnit a fost așa, cine este, vreau să-l cunosc, adică aveam un milion de întrebări în cap, ceea ce mie nu mi se întâmplă treaba asta. Niciodată. Te-ai intrigat? Da. Și mai ales că nici nu știam, adică foarte bine și nu-mi dădea foarte multă lume detalii despre el și asta parcă mă intriga mai tare și mai tare voiam să cunosc, să aflu ceva despre el. Și cred că dacă la început am luat-o cumva ca pe o joacă, eu nu mai doream o relație, nu doream ceva de genul ăsta, mai ales fiind ieșită dintr-un divorț, cumva, nu știu, s-a întâmplat. Dar cine a făcut primul pas? Cine a trimis primul mesaj sau telefon? Tu. Yeah. Bravo, Maria! Maria? Bravo! Asta spun, pentru că, cumva, până acum mi se întâmplase ca, mă rog, să fiu abortată de bărbat. Acum s-a întâmplat viceversa și... Săracu, Robert e victima. Da. Nu vreau să-l chinui pe Robert, că mi se pare că nu l-a chinuit suficient. Lili, Robert, care sunt lucrurile care îți plac la Maria? Veșnică întrebare. Exact. Păi, prima dată mi-a plăcut cum arată, că nu o cunoșteam decât ce o văzusem la televizor și apoi mi-am dat seama și cum e ea ca persoană. Și a venit așa cumva o completare la pachetul la pachet. Ăsta. Da, a venit la ceva foarte frumos. Bun, ce nu mă așteptam. Dar tu i-ai spus vreodată asta? Sau află acum? Cred că i-am mai spus. Da? E romantic, Robert? Dar nu suntem niciunul dintre noi prea romantici, să ne înțelegem. Adică suntem un pic mai cu picioarele pe pământ și...
nu ne facem declarații așa toată ziua, dar la modul prin fapte înțeleg tot timpul lucrul acesta și mai bine să-mi demonstreze cineva prin fapte, adică nu suntem genul ăla siropoși și iubitul meu și nu știu ce, dar Sulea, suntem cumva, nu avem din astea. Eu înțeleg. Demonstrat lui. Da, păi eu înțeleg ideea asta de nu ne facem declarații toată ziua. Pe de altă parte, urmează să-i faci o declarație superbă în piesa pe care o să o cânti astăzi în platoul nostru. Deja mă luase panica, zic, aoleu. Ce cântăm? Cântăm o melodie care a fost compusă de mine, și melodie și text și absolut tot, gândindu-mă la el și cumva pentru invitația noastră, pentru că această melodie se află pe invitația noastră. Este o invitație electronică și atunci cumva oamenii când dau să deschidă invitația, începe și piesa. Valsul tău. Valsul tău. Maria, te invităm în mijlocul platoului. O să ascultăm cu mare interes piesa asta, mai ales că știm că este scrisă special pentru Robert. Și mai stăm la povești imediat după, dar a venit momentul, doamnelor și domnilor, aplauze pe zeul Mariei. Te invităm să găi acolo un pic să te întrebăm. Este absolut superbă piesa. Foarte frumoasă. Mulțumesc tare mult. De asemenea, este pentru toți miri. Îți dai seama că o să mergi și am zis, măi, ce poate să fie mai frumos decât valsul mirilor? Și atunci, cumva, gândindu-mă pe tematica asta, am făcut și piesa pentru nunta noastră. Am zis, trebuie să vii și invitația. Vreau să știu, Robert, cum a fost să joci în clip? Că te-am văzut greu. Greu. Da. E prima dată când ai făcut așa ceva, nu? Da. Nu am vrut, dar... N-ai vrut să apare greu? Nu. Ce să faci? N-am avut ce faci. Câteodată... Dar ți-ai depășit niște frici cu ocazia asta, nu? Da, exact. E greu în fața camerei? Da. N-ai idee cât de greu în fața camerei, pentru că șurubel are o provocare pentru voi. O să vă depășiți frica adevărată. Salutare, bine v-am găsit. Eu am avut treabă ce cam... Ce-ai făcut cu Adidas-ul? O să vezi de ce. E un pantof de bărbat și unul de femeie. Vreau să vă așez un pic aici pe două scaune. Ia să vedeți acum ce vă depășiți voi fricile. Robert, uite, tu o să vii pe partea asta aici. O să te rog să iei aceste obiecte de încălțăminte în mână. Uite, să te așezi, te așează Bogdan cu fața spre camera. Acolo, Maria, ai și tu aici. Da, imediat. Stai să nu pice microfonul, să facem ceva. Îți încredințez armele tale. Mulțumesc. Poți să le și probezi? Cred că e chiar numărul meu. Poți să le și probezi, exact. Trebuie să faceți testul pantofului, da? E foarte simplu. Tu o să stai un pic cu fața mai încolo. Gata. Vă uitați și voi acolo, așa, tu nu trebuie, dar nu vezi nimic. Stingem, da? O să vă pun câteva întrebări. Dacă răspunsul la întrebarea voastră este Robert, ridicați pantoful masculin, da? Corect. Dacă răspunsul la întrebarea voastră este Maria, ridicați pantoful feminin. Este foarte simplu. Prima întrebare. Cine s-a îndrăgostit primul? Fără să vă gândiți? Gata, nu zic nimic. Am mers pe amândoi. Bine, le dăm un punct? Amândoi la fel. De încurajare le dăm un punct. Mai departe, ideea e să ajungeți la 5 puncte. Este foarte simplu. Ok. Cine este mai neprietenos dimineața? 3, 2, 1, ridicați pantoful. Coleg! 2 puncte, bravo! Dar de ce faci, doamnă? Înțeles la asta. Păi e pentru că mie îmi place să dorm mult și el se trezește mult mai de dimineață ca mine. Și atunci eu până îmi fac tabieturile, până mi-am băut cafeluța, până... Te înțelegi cu ea până bea cafea? Nu. Nu te înțelegi. N-ai cu cine să vorbești. Perfect, aveți 2 puncte. Mergem mai departe. Cine provoacă mai des certuri? Păi, tocmai... Hai să zic cumva, dar nu... Bravo! Bravo că generezi certuri. O să trecem peste subiectul ăsta. Eu vreau să vă întreb de ce și din ce vă certați. Dar nu știi de ce? Pentru că nu ne prea certăm. Adică mai avem discuții așa la modul, cumva, nu știu cum să-ți explic. Ea chiar nu se îmi spune câte ceva, dar eu, dacă văd că se atâță apele, efectiv îl las în pace. Și nu zic nimic. Și se calmează. Și se calmează și apoi spun, n-a fost bine. Într-o jumătate de oră, gata, omul. Bun, mergem mai departe. Cine este cel mai dezordonat? Aveți deja 3 puncte, sunteți pe drumul cel bun. Ar trebui să știți. Cine e cel mai dezordonat? Cumva. Hai, Robert, ridic-o în pantof. Cu frică, îi tremură. Care vrei? Ați luat punctul din nou, bravo! Bravo! Patru, ar fi vrut! Să ne înțelegem, nu că este dezordonat, dar mie așa îmi place. Adică eu sunt obsedată cu, nu știu, curățenia acasă și el cumva l-am lăsat tot timpul, adică l-am protejat. Deci el tot timpul se oferă să facă. Uite, de exemplu, ieri m-a ajutat la curățenie. Frumos. Uite, domnule, frumos. Aveți și 4 puncte. Dacă răspundeți corect la următoarea întrebare, luați 5 puncte. Dacă răspundeți incorect, vă iau un punct. Oricum ar fi, după câștigați o pauză de publicitate. Cine dintre voi este cel mai gelos? 3, 2, 1. Ridicați pantofii. Ia. Nu știu. V-am luat un punct!
Deci, îmi pare rău, dar ați ratat ocazia să fie ea geloasă sau el gelosul. Nu v-ați înțeles la asta. Nu v-ați înțeles. Da, nu știu ce să răspund, pentru că nu prea suntem geloși. Nu sunteți, nu? Adică, nu știu, când ești sigur pe partenerul tău, nu prea ai motive să fii. Măi, eu vreau foarte mult să vă dau încă două puncte. Vă pun repede niște întrebări la care răspundeți în 3 secunde. Cine stă mai mult în oglindă? 3, 2, 1. No, my God, hai nu că le iei toate punctele dacă mai faci asta. E clar, n-a fost să fie. E clar, n-a fost să fie. Bun, atât vreau să știu cât stai tu și cât stai el. Tu cât stai? Unde? Stau, mai ales când trebuie să mă machiez și așa, da, stau. Cu 10 de minute. Mia cel puțin, nu știu, 40 de minute, tu, domnule, o oră. 10 minute. Păi, păi ce să fac? Freză nu am. Păi nu că consumi atât oglinda, unde că tu nici nu mai ai nici dacă vrei. Da. Perfect. Uitați-vă, puteți să vă ridicați. Ați câștigat dreptul de a vă îmbrățișa și a vă pupa. N-ați luat cele 5 puncte astăzi, puteți să lăsați. Poți să o pupi, să știi, Robert, poți să o pupi. De ce vrei să facem în direct? Sau nu. Oricum ar fi, sunteți foarte simpatici. Mulțumim tare mult. Și abia așteptăm să aveți parte de eveniment, să povestim despre el și să iasă totul perfect. Cu mare drag și vă așteptăm!